Elevii de la școala gimnazială Petrețuțea din comuna Boteni, pasionați de informatică, au participat la concursul nextlab.tech. Nici aici rezultatele nu au întârziat să apară. Elevii școlii gimnaziale Petrețuța Boteni au participat în anul școlar 2021-2022 la a treia ediție a concursului național de robotică nextlab.tech, unde au obținut rezultate deosebite și anul acesta. Locul întâi la categoria MIRO, 8-12 ani, a fost ocupat de doi elevi ai școlii noastre, Nuțescu Andrei și Ratea Iasmin, ambii de la clasa a 5-a. Locul al doilea la categoria MIRO, 12-16 ani, a fost ocupat de alți doi elevi de la clasa a 8-a, Chiru Mirabela și Mastan Ioana. De asemenea, un elev de la clasa 7-a a obținut o mențiune la categoria Inspiro, robot creativ, iar o mențiune a mai luat elevul cu jocarul Alexandru de la clasa a 5-a, categoria tot Miro, 8-12 ani. Așadar, doi dintre elevii participanți, Iasmin Ratea și Andrei Nuțescu, s-au clasat pe locul întâi. Mă numesc Nuțescu Andrei, sunt elev în clasa 5-a la școala gimnazială Petrețuțea din Boteni, județul Argeș. Sunt foarte emoționat. Am participat și anul trecut la concursul de robotică, iar cu experiența obținută și ajutorul colegilor din clasele mai mari și coordonarea doamnei profesoară Petruța Oprișoiu, am reușit să câștig concursul nextlab.tech. Mă numesc Ratea Iasmin, am 12 ani și sunt elevă la școala gimnazială Petrețuțea Boteni, județul Argeș. Am participat la concursul nextlab.tech, unde am obținut rezultate bune. Am obținut chiar premiul întâi, sub coordonarea doamnei profesor Oprișoiu Petruța Cornelia. Te așteptai să obții locul întâi? Nu, prima dată nu m-am așteptat, deoarece știu că sunt alți copii mai buni decât mine. Alți elevi s-au clasat pe locul al doilea sau au obținut mențiuni. Ioana Mastan s-a numărat și ea printre premianți. Mă numesc Mastan Ioana, sunt elevă la școala gimnazială Petrețuțea Boteni în clasa a 8-a. Am participat la concursul nextlab.tech deoarece roboții fac parte din lumea noastră. Fie că vorbim despre roboți de bucătărie, fie că vorbim despre aspirator, ei ne înconjoară zi de zi. Pe coridorul școlii există acum un panou dedicat acestor rezultate, iar mândră de succesul elevilor este și directoarea instituției de învățământ, profesoara Mirela Cârstina. Și în acest an școlar, elevii școlii noastre au participat la diferite concursuri extrașcolare. Aceste concursuri au reprezentat o provocare pentru ei, pentru că pe parcursul anului au învățat, au muncit, au dat dovadă de o mare responsabilitate și au avut chiar emoții, însă toate acestea au fost încununate de bucuria succesului, obținând întotdeauna rezultate bune și foarte bune. Nu putem decât să îi felicităm și să le dorim mult succes în continuare. Mulțumim doamnei profesor care i-a îndrumat pe parcursul anului școlar, părinților care au fost alături de ei și lor care au depus acest efort. Felicitări! Toate aceste rezultate nu sunt deloc întâmplătoare. Școala din comuna Boteni, care poartă numele marelui filozof Petrețuțea, beneficiază de un laborator modern de informatică, astfel că de la desfășurarea orelor în condiții optime la rezultate bune pe plan național nu este decât un pas pe care elevii de aici l-au făcut deja.